Nu, își dă cai cu roțile de bicicletă. N-are rost, tu, rămâi la BMW. Prima întrebare, îți plac femeile? Da, am zis da. Ai zis da. Bun. Bine, Ștefan. Dar bărbații? Am zis că da. Ai zis da. Îți plac bărbații? Am zis da. Am zis da. Chiar îmi plac, domnule. Așa e frumos. Da. Nu. Nu, nu. Mm-mm. Da, frate. Da. Nu. Mm-mm. Da. Categoric. Nu știu. Glumesc, nu. Nu, măi. Cred că da, dar nu sunt sigură. Nu, nu, cred. Nu. Da, dar nu atât de categoric. Da, da. Nu, nu, frate, nu. Nu, nu merită. Aici o să zic da. Și nu. Nu-i cazul. Da. Nu știu dacă să zic da. Nu. Mamă, întrebarea 1. Hai să vedem. Mamă, ce ciudat e să răspunzi fără să știi întrebarea. Da. A doua. Hai mă, intuiește. Hai mă, băiatule, intuiește. Hai. Despre ce ar fi? Tot da. A treia. Înclin spre da, dar am așa o mică reținere, că nu știu întrebarea. Și asta a treia presiune, că e ceva nasol, nu știu de ce. Match, match later. Da, înclin spre da, da. Înclin spre da. Aici cred că va fi ceva de o fostă, de o aventură, de ceva, de una, da. Nu. 5. Aici tot cu nu răspund, deși în minte mi-a venit prima dată să spun cu probabil. Șase. Probabil. A, nu merge, nu? Da. Nu. 8. Nu. 9. Mamă, mamă, mamă. Gata, tu stai acolo și râzi. Eu stau și mă uit la tine și îmi dau seama că nu-i bine absolut deloc ceea ce răspund. Nu! 10. Da. Cred că 10 a fost ceva de genul dacă îmi plac băieții. Fii atentă cum facem la astea. Nu. Da, da. Așa, deci la 3 a fost nu, da, da. Și mai am încă 3. Da, nu, nu. Mamă, ce-o ieși. Ideea e în felul următor, că voi cei de acasă știți întrebările. Eu le aflu după aia. Dragilor, ați văzut ce am răspuns. Ideea e că noi de-abia acum o să observăm. Da, noi l-am văzut. Ștefan a vrut să trișeze, să se uite dinainte. În acest moment. Am primit asta și am văzut, m-am întors direct. Nu, am zis că te ținem cu spatele.
și o să ne uităm. Hai întâi la tine, nu? Că așa e frumos. Să începem cu tine. Hai că tu erai mai curios. Hai, dă capul meu. Hai să vedem ce. Sau vrei să mă uit eu și să zic? Nu. Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine. Hai, bine, ia. Hai. Nebunesc. Eu am o teamă, eu am o teamă de o singură întrebare, da, și sper să fi răspuns cu nu. A doua. Prima întrebare. Îți plac femeile? Da, am zis da. Ai zis da. Bun. Bine, Ștefan. Dar bărbații? Am zis tot da. Ai zis da? Fai, dacă nu mai contează restul. Crezi că ești un tip sexy? Nu mai, ai spus zis, nu. Da. Am zis da, păi da, sunt. Bun. Am întupărăsit, uite, fizicul. Că ce să-ți fac eu la întrebarea asta? Ștefan, că... uite ce ai zis. Bianca este mai frumoasă decât tine? Nu. Nu. Păi știu, asta aș fi răspuns dacă știam întrebarea. Logic. Tu ești frumoasă în felul vezi tău. După. Eu sunt frumos în felul meu, cred. Uite, îți vine uneori să o tragi de păr pe Bianca? Da. Nu. A, nu, nu, perfect, asta am zis. Nu, e răspunsul corect. Ai venit pe bicicletă la muncă? Da. Da, ai zis da. Am zis da, nu? Și chiar ai face asta. Și chiar aș face asta, mai da. Mai ales că n-am permis, adică... Cine? Și oricum e mai facil, adică... Și dăm drumul taberii până aici la noi la... Cât ai întreprindere? Două ore. Minim. Dar ai venit, nu? Aș veni. Economie... Economie, da. Mai, pe când ajung trebuie să fac vreo două dușuri. Nu. Ai avut... Mam, uite ce stare n-am. Vise. Erotice. Cu Bianca. Și ce am zis, Doamne, ce am zis? Am scăpat, păi nu e adevărat. Nu e adevărat, n-am avut niciodată. E adevărat, n-am avut, da. Tu, dar tu cred că știai întrebările, că și la asta următoare tot nu ai spus. De ce? Vrei să te căsătorești cu Bianca? Ai zis nu. Uh-huh. Dar vrei să spun ceva? A fost undeva cu poate. Dar nu mai știu la care din ele. Mamă. În fine. Te căsătorești cu ea chiar dacă te pune să faci curățenie și să speli vasele zilnic? Și am zis da? Tot nu. Păi, băi. Deci el chiar e categoric în privința mea. Nu vrea să mă ia de nevastă. Decât dacă faci lucrurile astea. De bine, putem le să eu. Le putem... Păi aici trebuie să le faci tu. Păi putem să le... Uite, ne combinăm și la ele. O dată fac eu, o dată faci tu. Uite, crezi că ești mai înalt decât fratele Biancăi? Da. Da. S-a potrivit. Și chiar sunt. E adevărat. 1,87 cu 1,80. Care e fratele tău? Are mai mult. 1,83. 1,83. Oricum, nu contează. Dacă ți s-ar oferi o carieră în străinătate, ai pleca? Și am zis nu. Ai zis tu. Dar răspunsul ar fi? Nu. Nu? Nu. Chiar ai plecat din țară? Nu. E foarte bine patriot? Acasă. E foarte bine acasă. Pot să fac atâtea lucruri acasă, de ce să mă duc în altă parte? Deci chiar... Și de parte de acasă. Nu știu, ultimele întrebări chiar ți se potrivesc. Aul. Jur. Hai să vedem. Te crezi amuzant? Da. Da. Bun. Ești iertăreț? Da. Da, ai spus da. Ești invidios? Nu. Da, adevărul. N-am zis. Ai zis da. Ești invidios? Sunt eu invidios? Tu știi. Nu sunt. La cum mă cunoști de aproape un an de zile, ești invidios? Nu știu să zic. Stai să întrebăm un prieten. Lumesc, măi. Te-ai uitat simțul. Vezi? El are cică simțul umorului și de face altcineva simțul umorului cu el. Nu. De, atunci când, doar că nu-mi convine. Da, păi nu-ți convine. Te interesează părerea celor din jur? Nu. Nu. Ai și răspuns? Nu. Îți editezi pozele? Nu. Nu. Răspunsul? Chiar nu. Nu, nici pe mine nu mă editez, adică... Bă, bune, deși foarte uneori tare. Mi-ar mai trebui niște machiaje. Deci doar la întrebările acestea ai greșit? La a doua ai zis corect? Cum? Dacă îți plac bărbați. Nu, la a doua am greșit. Ai zis greșit. Am zis greșit, am zis nu. Așa. Și la restul ai răspuns corect, nu? Să zicem. Și cu visele ce? Cred că acolo am greșit. Acum... mă cunosc destul de bine, nu? E, oameni buni, la bibișorul nostru... Păi că sunt mor de râs și am răspuns că ea. Urmează prima întrebare. I-am zis da, nu, da. Ai nu, răspuns da. Cu da, da, iar întrebarea a fost, îți plac bărbații? Am zis da. Am zis da. Chiar îmi plac, domne, că așa e frumos. Da. Însă tot cu da, ai răspuns și la a doua întrebare, dacă îți plac femeile. Îmi place să le am în viața mea. Nu, ai răspuns cu nu.
Știam că am să întrebare da sau nu. Cred că da, nu, da, nu, că nu mai știu ce să zic. Nu, așa sunt toate, da, nu, da, nu, da, nu, da, nu, dar uite, fii atentă că ți le citesc, fii atentă. Deci la femeie am zis nu. Da, am zis nu. De ce? Am răspuns corect. Crezi că ești o tipă sexy? Și da. Ai răspuns cu nu. Taci că am zis că nu, da. Nu, uite, ți-arăt. Nu, am zis, uite ce mă minte. Dar mă mai minți, zi-mi răspunsurile corecte. Bun. Ștefan, uite, acum chiar îți dau dreptate. Oh. Ștefan este mai frumos decât tine și ai răspuns cu da. Uite, vezi, eu sunt sinceră. Știu, normal, păi și eu am fost la fel. Și modestă. Mm-hmm. Bun. Îți vine uneori, uneori să-l tragi de păr pe Ștefan? Nu. Da. Nu. Păcat că aici era... Nu, dar te cred, n-ai avea de ce să mă tragi de ba, păr. Ba nu, aici chiar am greșit răspunsul. Mă gândeam la altceva. Mm-mm. Și de... Depinde de situație. Așa. Ai schimbat mașina pe care o ai acum cu o Dacia și ai zis da. Să știi, adică fiind la început... Depinde ce Dacia, adică dacă e Dacia, știi tu, 2022... Care? Nu, își dă cai cu roțile de bicicletă. N-are rost tu, rămâi la BMW. Ok, lăsăm, că nu mă pricep cu mașina. Am crezut că totuși există o șansă. Oameni buni, dacă vedeți cum sunt următoarele două întrebări, eu sunt șocat. Dar sunt de acord. Vrei să te măriți cu Ștefan? Aha. Iar răspunsul a fost nu. Așa. Însă ai răspuns cu da la următoarea întrebare. Și te cred. Ai avut vreodată vise erotice cu Ștefan? Aici chiar am greșit. Nu, cred. A răspuns o prietenă în locul meu. Mm-mm. În cuvântul meu. Mm-hmm. Nu, no, chiar n-am avut. Uite, aici te cred, da? La întrebarea asta te cred, întrebarea cu numărul 9 este următoarea. Te măriți cu Ștefan chiar dacă vei fi șoferul lui permanent? Și a zis nu. Adică dacă te-ai mărita cu mine ar fi nici, doar din dragoste, nu că dacă... Nici da. Corect. Așa. Ai răspuns cu da la întrebarea 10, care este: crezi că ești mai bună la scrimă decât mama lui Ștefan? Și ai răspuns cu da. Oh my god, aici chiar am greșit. E posibil. Da, ți-am dat o mică eroare. Decât dacă dorm. Decât, au, nu, în imaginație. Vrei să spun ceva? Cu muncă poți ajunge mai bună decât mama, să știi. În vreo 20 ani. Uite, însă aici, la întrebarea 11, suntem amândoi pe aceeași lungime de undă. Dacă ți s-ar oferi un job în străinătate, ai plecat, iar tu ai răspuns cu nu. Dar... Nu ți se oferă și nu pleci. Nu, ba da, aș accepta. Doar depinde un pic din ce țară, pentru că mi-e foarte greu să învăț o altă limbă. Da. Sau cel puțin pentru un job să vorbești fluent. Corect, e greu. E greu. Asta ar fi singura problemă. Altceva... Uite, iar te-a prins într-un moment de sinceritate, iar așa cum spui și tu, universul lucrează, a răspuns foarte corect la întrebarea 12, dacă te crezi amuzantă, și ai răspuns cu nu. Vezi? Chiar ai avut perfectă dreptate. Sunt de acord aici. Chiar și la întrebarea 13, cu un procent de 70% ai spus adevărul și întrebarea este dacă ești certăreață, și ai răspuns cu da. Depinde de situație, da. Da, asta spun așa. 75% procentul e spre da. Nu, nici 100%. Nici 100%, nu. Nu-s genul care să caute ceartă, dar... Am zis 75. Mă hrănesc cu ceartă. Am zis 75. Da. Dar e câștigată de două ori puterea dragostei. Păi ei se certau cu mine, nu eu cu ei. Ai rezistat? Asta demonstrează că ai rezistat. Bun. Aici iar ai fost sinceră la întrebarea 14 și nu ești invidioasă. Ba din potrivă. Am zis nu? Da, ai zis nu. Păi ba, am din greșit, potrivă, că da? Se întâmplă să fii invidios în anumite situații, deci... A, păi hai să mai facem o dată testul, că aici deja văd că nu... Ca multe greșeli. Ca multe greșeli la Bianca. Dar am sigură că nu răspund, că mereu fac așa. Însă aici, la întrebarea 15, înclin să-ți dau perfectă dreptate, te interesează părerea celor din jur? Tu ai răspuns cu da. Da. Ești, da, da. Chiar mi-e interesează. Însă la 16 ai mințit. Rău. Ce am răspuns? Nu neapărat rău. Nu ne-ai măpărat rău, ai răspuns cu nu, iar ultima întrebare a fost dacă îți editezi pozele și tu ai răspuns cu nu. A, ba da, le editez. Umbli puțin dar la nu. Ele. Dar nu rău. Culori. Nu. Umbli la lumină, la una, la alta. Culori, contrast, atât. Umbre. Da. Asta o spun că m-a învățat și pe mine. Da, din cauza telefonului care nu surprind. Știi cum sunt pozele mele? Editate. Nu știi cum sunt eu, lasă editat. Tu, cum ești? Știi răsăritul ăla fain pe care încerci să-l pozezi? Ăla așa? Și nu... Nu, să pozezi efectiv răsăritul. Poza okay. Așa cu răsăritul. Știi când faci poză?
nu-i ca realitate, mă, știi? Exact așa sunt eu. Da. Când îmi faci o poză, în realitate, bomba bombelor, și în poză... Several bad puns later. Interesant jocul ăsta. Prea interesant. Dar mie nu-mi place să fiu surprins așa. Dar ție da. Ți-a plăcut, nu? Da. Mai puțin... În afară... La prima, a doua întrebare. A doua. Aia o anulăm. A doua. A doua mi s-a... Bă, dar aia mi-era cel mai teamă. Mă gândeam că urmează o ceva, chestie, da, de genul ăsta, da, știi? Dar nu știam cum să o evit. Mă gândeam că nu o să fie chiar nici la început. Îți venea să zici, mă, nu, nu, nu. Nu, nu. Am avut o înclinație și spre poate. Dar nu m-a lăsat și am zis, producția. Da, categoric. Da, te-ai fost cu da, e... Băi, aia e, frate, da. Chiar, uite, vezi, prin asta ne dăm seama că... La cât de bine ne cunoaște producția pe noi... Și la ce întrebări ne-ar anticipat, pune. Exact, exact. Și de spiritul de a anticipa. Însă, pe voi cei de acasă, vă rugăm, dacă doriți, să faceți și voi joculețul ăsta cu prietenii. Eu am văzut multe TikTok-uri. Wow. Nu? Wow. Am văzut multe TikTok-uri. Ce-ar fi interesant. Mulțumim că ne-ați urmărit. Vă așteptăm și marți de la ora 18 fix, dar și duminica viitoare de la ora 12. Mulțumim tare mult că ne urmăriți! Vă pupăm! Frumoasă!